Da. Și am povestit în cartea pe care am scris-o, Cărticica, că nu pot să spun că este o carte, este o carte mărturie, cum l-am întâlnit eu pe Dumnezeu și cum n-am ascultat întotdeauna de tot ceea ce m-a îndemnat să fac și greșelile pe care le-am făcut, apoi cum am aflat că pe marginea unei propastii, în momentul în care am decis să-mi predau viața în mâna lui Dumnezeu, că l-am primit pe Isus în inima mea, că nu înțelegeam ce înseamnă, ce credeam eu în momentele acelea că înseamnă acel lucru și, de fapt, ce a însemnat și transformarea a venit foarte încet, foarte încet, pentru că eu sunt o persoană rebelă. Acum toată lumea care mă cunoaște și a văzut și reality și tot. Știam tinerețea ta, dar cine te-a întors de pe marginea propastiei? Dacă spui că ai vrut să te sinucizi, trebuia să existe cineva care să te împiedice sau cum? Nu, nu a fost niciun cineva. Pur și simplu, în momentul în care eu n-am mai respirat foarte mult timp, am auzit în gândul meu că cineva mi-a spus: te iubesc, încrede-te în mâna mea, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, eu voi avea grijă de tine. Încrede-te în mâna mea și eu o să am grijă de tine. Atunci am simțit un sentiment de fericire. Dar când ai visat închisă. Sau cum? Nu, asta e ceea ce a spus Isus în Biblie. E scris în Biblie, sunt cuvintele lui Isus. Da, nu știam, pentru că nu citisem niciodată Biblia. Eu am aflat după aia, peste ani de zile, am povestit absolut tot ce mi s-a întâmplat. Eu am fost închisă și acolo n-am avut medicamente cu care să mă mor. Și pur și simplu mi-am luat respirația, mi-am pus 3 perne. Și n-am mai respirat, a fost foarte greu. Păi, da, pentru că eu n-am mai respirat, am stat 10 minute și am ajuns într-o stare de letargie și în starea de letargie am auzit cuvintele alea, care eu pur și simplu am zis și am simțit parcă ceva respira în mine și nu m-a lăsat să... A fost foarte, foarte, foarte complicat ceea ce mi s-a întâmplat, o experiență care... M-am întrebat, oare a fost datorită letargiei, a fost datorită stării pe care o aveam, în care pur și simplu nu eram așa într-o stare care nu mai judecam. Și apoi, peste ani de zile, în momentul în care mi s-au întâmplat niște lucruri foarte urâte și pot să spun că aproape că mi-am văzut moartea, sau cum să zic, moartea cu ochii, am ajuns undeva la un grup de rugăciune și atunci mi-a vorbit Dumnezeu printr-un proroc pentru prima dată și mi-a spus exact aceleași cuvinte și mi-a spus: eu sunt cel care atunci când ai vrut să faci lucrul ăla, ți-am vorbit. Și mi-a spus ceea ce am gândit odată. Am făcut un mare păcat, un foarte mare păcat. Am spus odată că iubesc un bărbat mai mult decât pe Dumnezeu. Și atunci eu uitasem după ce am zis eu: Doamne, iartă-mă că iubesc mai mult decât pe Dumnezeu acel bărbat. Și în momentul în care am fost la acea rugăciune, mi se întâmplau foarte multe lucruri urâte, foarte urâte. A dat o mașină în fața catedralei peste mine, am pierdut tot ce am avut. Am avut în viață, în acea perioadă, foarte multe încercări urâte și unei fete a fost milă de mine și m-a dus la această rugăciune și acolo mi-a vorbit prin proroci Dumnezeu pentru prima dată și mi-a adus aminte că am spus cuvintele alea, că iubeam un bărbat mai mult decât pe Dumnezeu. Mi-am adus aminte cuvintele care le-am auzit atunci când eram în starea de letargie, când am fost închisă și când am vrut să mă mor. Real am vrut să mă mor. Și dacă nu auzeam cuvintele acelea în ureche și sentimentul acela de încredere și de iubire care l-am simțit, așa au venit din exterior, așa mi-a cuprins tot sufletul și mi-a dat speranță să pot să mai trăiesc. Eu poate nu mai eram acum vie. Și eu de multe ori m-am întrebat, până să-mi vorbească Dumnezeu la acea rugăciune, poate mi s-a promie, poate era la mine minte totul. Știi că îți pui întrebări, așa, lucrurile absurde și ciudate. Ai visat sau poate nu? Nu, n-am visat, nu am visat. Chiar mi s-a întâmplat și de multe ori mă întrebam, oare chiar am visat sau chiar a fost așa? Dar în momentul în care mi s-a confirmat că, într-adevăr, Dumnezeu este viu și Dumnezeu ne știe nevoile fiecărora, dar de multe ori stă și ne așteaptă ca să ne dăm seama că el există. Suntem într-o încercare în care nu mai... Oamenii ne întorc spatele. Suntem într-o încercare și trecem printr-un foc în care nimeni nu este lângă tine și nu mai ai cui să ceri ajutorul. Și în disperarea ta, pentru că chiar nu mai vezi absolut nicio soluție, urli către cer și speri în sinea ta că acolo undeva este ceva care te aude și în momentul acela am primit eu răspuns. Și atunci s-a schimbat viața mea încet, 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 încet. Și am povestit mai cu lux de amănunt toată experiența mea din, de când a murit primul meu soț, de când l-am găsit mort, tot ceea ce mi s-a întâmplat, din ce cauză am fost arestată, am povestit cum am vrut să-mi iau viața, ce am auzit atunci, cum m-am combinat eu cu tatăl Sarei, ce mi s-a întâmplat, cum am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu, cum am ajuns să mă pocăiesc, ce s-a întâmplat după care, ce minuni mi s-au întâmplat, cum l-am cunoscut pe Ilie, cum am ajuns să mă despart de el, de ce am luat deciziile pe care le-am luat. Până în prezent, toate lucrurile astea le-am scris într-o carte mărturie în care vorbesc despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, nu pentru că eu sunt un om bun, nu pentru că eu aș merita, ci pentru că El m-a iubit și pentru că mai mi-a dat o șansă, nu pentru că eu am meritat să fiu ajutată, ci pentru că m-am încrezut în ceva acolo sus și am vrut să cunosc. Dacă n-am mai avut speranță să mă ajute oamenii, pentru că toți oamenii mi întorseseră spatele. Și încet, încet, în momentul în care oamenii te părăsesc și în momentul în care nu mai e la cine să apelezi, începi să vezi mâna lui Dumnezeu. Și atunci începi să ai propria părtășie cu Dumnezeu și asta nu înseamnă că tu devii mai bun. Dar la un moment dat, de rușine, știind că El urmărește 24 din 24 de ore ceea ce faci, începi să te schimbi, unii mai ușor, unii mai greu, și încep să devină un om nou, pentru că până la urmă tu nu meriți binecuvântarea care ți se dă și ajutorul care ți se dă, schimbarea de viață. Atunci când intervine Dumnezeu, Dumnezeu nu te păcălește, pentru că Dumnezeu nu minte, pentru că Dumnezeu este adevăr și lumină, scrie și în Biblie. Și atunci când El lucrează, toate lucrurile vin nu cu mână de om, pentru că cum poate să te ajute un om? Un om poate să te ajute ca un om. Dar când te ajută Dumnezeu, Dumnezeu te ajută ca un Dumnezeu, pentru că El are totul. Atunci când omul nu mai poate, atunci poate Dumnezeu. Eu am fost diagnosticată cu embolie pulmonară. Aveam un plămân, un infart în 2014 și celălalt plămân aveam pe traseu un cheac de sânge. Și Dumnezeu a mai hotărât să mai trăiesc. Apoi am avut 3 tumori. Am fost singură la Viena și am avut 3 tumori și nu știam de care tumori sunt și Dumnezeu a îngăduit să mai dea o zi și m-a iertat de multele păcate pe care le-am avut. Și încet, încet, bineînțeles că mi-am dat seama că nu merit atât de mult ajutor și atât de multă binecuvântare cât îmi dă El. Și am hotărât că da, e momentul ca să încep să-L ascult, e momentul ca să încep să mă schimb, e momentul în care să nu mai pun atât de mult preț pe lucrurile materiale, pe genți, pe lucrurile astea, să pun preț pe ceea ce nu se vede, să pun preț pe credință și să pun preț pe suflet, în primul rând. Cred că e cea mai bună reclamă pentru carte, ce să mai spunem. Ce mi se pare totuși interesant este că acum ascultându-te pare că a fost ușoară schimbarea. Eu mi-aduc aminte, tu ai spus că ai avut această viziune în închisoare, când erai arestată. Am auzit pur și simplu. A urmat mariajul cu Ilie extrem de tumultos, în care... Uite, pe Ilie l-am cunoscut după ce m-am pocăit la 40 de zile. Nu, în care nu te comportai chiar ca o, știi, sfântă. Păi nu, pentru că veneam din lume și pentru că eram abia... Pentru că n-am înțeles și este foarte greu. Deci eu în acea perioadă mergeam la biserică, mă rugam, dar nu știam să... Nu spun că acum sunt mai bună ca atunci, doar că... Nu erau încă diferențierile astea atât de clare, adică te comportai și ca în viața anterioară. Da. Înainte să mă pocăiesc, chiar am fost o nemernică. Cunoașterea lui Dumnezeu vine greu. Asta vine greu și vine pe etape. Adică nu este ca și cum bagi o haină în clor și s-a schimbat ceva. Adică nu este ca și cum ai pus o haină în clor și vezi. Trebuie noi, în momentul în care tu decizi că pentru tine este mai bine așa, Aia este o schimbare. În momentul în care tu știi că trebuie așa, dar tu tânjești în sinea ta pentru lucrurile care le-ai lăsat în urmă, aia nu este o schimbare. Aia este o schimbare de moment și te vei întoarce mult mai greu la prima încercare înapoi. Trebuie tu să decizi că nu este bine pentru tine un lucru ca să poți să te lepezi de el. Adică schimbarea asta, metanoia, schimbarea asta se întâmplă prin harul lui Dumnezeu, în momentul în care vrei ca să asculți încet, încet, îndrumările lui, pentru că toată lumea este îndrumată, doar că știi că ce se întâmplă în lumea noastră? Noi suntem atât de purtați de valul ăsta al problemelor pe care noi le luăm în spate. Sunt multe care s-au rezolvat de la sine în momentul în care nu am încercat noi să le rezolvăm. De multe ori punem căruța înaintea cailor. Ne lăsăm, sună prietenii, știm că trebuie să mergem undeva, avem obligația să-i satisfacem și pe ei, avem obligația să mergem și acolo. Nu avem timp de noi, nu avem timp de sufletul nostru și suntem ca și cum am fi înfometați sufletește, deși ne hrănim. Dar, de fapt, știi ce ne lipsește nouă? Pentru că Dumnezeu ne vorbește tuturor, dar noi nu avem puterea ca să înțelegem ce semne ne dă. Noi suntem, de fapt, înfometați. Țineți ideea că și eu am o voce în cască. Da. E a unui muritor. Nu e a lui Dumnezeu. Mă obligă să iau un muritor de rând. Da. Da. Mă obligă să iau publicitate. Revenim să mai vorbim câteva minute și despre trecerea asta, pentru că este, așa cum spui și tu, o trecere de la o viață zbuciumată la una în care probabil